Narcis, un băiețel de doar 12 ani, elev la școala gimnazială Constantin Negreanu din Drobeta, Turnu Severin, a ajuns la spital seara trecută după ce a fost acroșat de o mașină. Imediat copiii ce îl însoțeau pe Narcis i-au anunțat familia, iar la fața locului a ajuns mama minorului. Copilul a fost transportat la spital de o ambulanță, însă nu este grav rănit. A traversat coloșa unde este mașina de poliție și l-au zburat până aici. Da. Ați o, alergat, o femeie a vrut să dea noi cu geanta, a zis că ne dă la poliție. Băiatul acela a spus să repete după el 6 saci și 6 saci și femeia a spus că o cheamă poliția. Că suntem... Și el a trecut de vagabond și de frică a trecut și l-a zburat până aici. Că ne taie bursa, că... De-ale lor. Și de, până frică, de acolo a luat și l-a adus până aici, l-a ridicat la asta. Deci v-a alergat cineva? Da. O femeie când cheamă poliția peste noi. Și că de frică, băiatul i-a spus să repete după 6 saci și 6 saci. Și a spus că e poliția, nemernicilor. Și el s-a speriat și a fugit. Și oamenii au frânat. Toți, da. Decât el a traversat cu el. Noi eram pe partea altă. Sunt că a traversat nereglementar pe aici. A speriat cineva din partea cealaltă, au fost 3 băieți. 2 s-au oprit acolo și unul a continuat. Șoferul de 32 de ani care l-a acroșat pe minor nu consumase băuturi alcoolice, iar după incident s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din primele cercetări la fața locului, cauza principală a accidentului ar fi traversarea neregulamentară în zonă, nefiind amplasată o trecere de pieton semnalizată corespunzător. În această perioadă aglomerată, polițiștii rutieri recomandă atenție și prudență, atât șoferilor cât și pietonilor. Totul mai ales pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.